albă ca zăpada, varianta de coronavirus. Fu odată o împărăteasă în șomaj tehnic acasă, care s-a reprofilat, făcea bani din tricotat. Cosea măști cu voioșie d-alea de epidemie. Cum cosea ea la fereastră, tot privind la vremea proastă și la neaua ce picase, dar busul nu anunțase, se înțepă și încep să-i cadă picuri roșii în zăpadă. Zice, băi, ce mi-aș dori să am un copil într-o zi, un copil frumos de-a întregul, eventual cu părul negru și buze roșii sculptate și alb ca zăpada, poate. Iată că fu cu putință, se împlini a ei dorință, născu o albă ca zăpadă, dar nu apucă să o vadă. Că a murit când s-a născut. Fata dânsei a crescut, tatăl, marele împărat, între timp s-a combinat și a adus pe alta în casă, tare sexy și frumoasă. Dar de-un timp, noua soție voia cea mai cea să fie. Și întreba în orice seară, băi, oglindă, oglijoară, ia privește-mă în lumină și zi tu, în carantină, pe aici, prin împărăție, cine e Miss Pandemie? Oi fi tu frumoasă tare în această izolare, dar, din păcate, cu coană, albă ca zăpada, e blană. Împărăteasa firește când aude, înnebunește. Și concepe un plan, consoarta, să discrediteze fata. Și cheamă la Ianițel, păturarul din castel, zice, ce te rocostică, ia o fugă pe asta mică și du-te la o plimbare prin pădure pe cărare. Și acolo, pe furiș, te bagi repede în tufiș și o lași să se rătăcească, aiurea să hoinărească, până o prinde echipajul că încurcă peisajul și că umblă așa zglobie, fără să aibă hârtie. Iar eu sun la DSP-ul, că ar fi venit PNV-ul din Italia cu o mașină ca să o bage în carantină. Pădurarul face așa, lasă fata undeva și într-un boschet dispare. Fata o ia pe cărare și găsește o căsuță cochetă, dar cam micuță. Înăuntru nu era, deocamdată, nimeni. Dar fiind obosită fata, a văzut un pat și gata. Era mic, s-a ghemuit și pe loc a adormit. Pe la 9:30, cu târnacoa pe spate, încep în casă să vină piticii direct din mină. Încă mai mergea băitată, n-au intrat în fără plată, încasau leafa mișto și cântau ai ho, ai ho. Se oprește brusc brigada, văzând albă ca zăpada. Unul zice, e frumoasă. Altul, ce caută în casă? Somnorilă mai lucid, zice, bă, ne dă COVID. Toți piticii s-au speriat și au dormit toți într-un pat, la 2 metri și ceva, virusul ca să nu-l ia. Dimineața s-a trezit fata și a amuțit. Casa îi părea real ca salonul de spital, adică vreo 7 paturi aliniate pe laturi, în jurul ei pitici. Doamne, ce se întâmplă aici? Exclamă pe loc bruneta. M-ați adus cu izoleta? Nu, dragă, ești sănătoasă, dar văd că nu ai nici casă. Dacă vrei, poți sta aici, cât suntem noi la servici, faci curat și de mâncare, te ținem în izolare. Fata a zâmbit galant, s-a dat cu dezinfectant și a bătut palma cu ei că s-au înțeles ce vrei. Pleacă piticii la mină. La castel, acea jivină, zice, ia zi o grinjoară, care e cea mai cea din țară. Albă ca zăpada, dragă, nu are nimic, e întreagă. Dacă vrei, du-te la ea, dar să-ți faci hârtie, da? E cazată la pitici, uite adresa aici. Noroc că nu e în Țăndărei, că n-ajungeai altfel la ei. Furioasă, coana mare a ieșit din izolare și a plecat în munți, în grabă, deghizată toată în babă. A bătut practic la ușă, la acea scumpă păpușă și a strigat la termopane, hai ca mere Ionatane. Albă ca zăpada spune, nu bre că te ții de glume, crezi că nu te-a mirosit? Mata vrei să-mi dai COVID. Doamne, dar ce ai păpușă? Am și mască și mănușă și mărul ăsta gustos, îl iei și îl speli frumos în chiuvetă sau oriunde, circa 20 de secunde. Bine, hai că m-ai convins. Mâna fata a întins, a luat mărul, a mușcat, imediat colțul a dat. Vin pitici, jale mare, au pus-o de o mormântare, sfioșul jelea. Vai, vai, a plecat fata în rai, a luat măr cu insecticid, dar apare la COVID în statistica de mâine. Nu înțeleg de ce, în fine.
Cum stăteau la mormântare, apare și un prinț călare. Completase formularul ca a ieșit să plimbe cal. A venit lângă Alai, tot strigând și el, vai, vai. A venit morocănosul și îi spune lui Făt Frumosul, stai, te rog, la depărtare, că aici e mormântare. Și noi 7 și cu ea, cred că suntem 8 deja. Nu? Ca să nu mai zic direct, că avem și unul suspect. Arată spre un pitic, ăsta este, știi ce zic? Dar cum ți-ai dat seama tu? Pentru că îl cheamă Hapciu. Prințul îl dă la o parte, când avea frică de moarte, traversează toată strada, merge la Albă ca zăpada și o scutură urât de-i sare mărul din gât. Și și-a revenit dovnița. Hai că sună de la pizza. Și au trăit fericiți și au mâncat cartofi prăjiți. Au rămas ei împreună, mulțumesc și poftă bună!